Cei 700 de lei prima de casare pot fi suplimentați cu 1000 de lei pentru mașini cu emisii reduse sau cu 1700 de lei pentru cele hibride, a menționat ministrul mediului Grațiela Gavrilescu. Pentru cumpărarea unei mașini electrice, sprijinul guvernamental ajunge la 10.000 de euro, în circulație fiind deja 500 de mașini electrice, 100%. Ministrul a mai spus că vor fi suplimentate și numărul de stații de încărcare a mașinilor electrice cu fonduri europene.